să lucrează, trateze filmul ăsta ca creativ. Care film? Asta pe care face proiectul și pe care l-am explicat. Păi ăla de ce-a venit tot? Da, Ioana Acelă este o colaboratoare mea veche la Muzeul Cineastului Amator și pentru că printre activitățile pe care facem la Muzeul Cineastului Amator vrem să păstrăm și activitatea de a lucra cu peliculă încă vie. Avem aparatură, avem tehnica necesară. Gata, la început? Ioana Acelă este o colaboratoare mea veche a Muzeului Cineastului Amator. Și pentru că la muzeu încercăm să păstrăm format lucru cu pelicula 35 de mm încă activă și având în vedere că Ioana lucrează pe acest format, am vrut ca una dintre expozițiile organizate aici la Salon de Fotografie Industrială să fie realizată pe film 35 de mm. Ioana a făcut pozele, Ioana l-a developat, doar printul este digital și ne bucurăm că putem să promovăm și să continuăm prin cadrul Muzeului Cineastului Amator această activitate de a promova lucrul și activitatea pe peliculă fotografică. Ioana! Spune Ioana, de ce îți place să lucrezi pe peliculă 35 de mm și de ce lucrezi cu acest format având în vedere dificultățile impuse de acest lucru? Da. Am ales să folosesc filmul fotografic pentru că mi se pare mult mai tangibil decât pe film digital, decât pe fotografie digitală, plus că este un experiment de la fotografiere până la developare, până poate și la imprimare, deși pe color e mult mai complicat. Și este o experiență și este un proces mult mai greu, pentru că trebuie să ai mai multă răbdare, pentru că nu ai posibilitatea să vezi cadrul imediat pe ce l-ai tras. Și mi-a plăcut foarte mult și să developez, pentru că sunt mai multe tehnici de developare, de la diapozitive, la negative, alb-negru. Și mi-a plăcut inclusiv să imprim cel puțin alb-negru pe hârtie foto, care la fel este un alt fel de proces, la fel ca și fotografierea, pentru că de fapt trăiei exact același proces și îl transpui pe hârtie la format mult mai mare. Da, aici am vrut să surprind mai mult și ce înseamnă experimentul de a face fotografie pe film. Adică sunt niște cadre în care nu se vede neapărat clar sau se vede granulație care pe digital nu o să prindă. Și exact asta era cumva provocarea să și vadă că sunt făcute pe film. Și mai ales într-un mediu unde nu este lumină foarte mult, adică de multe ori era cu expunere lungă. Și doar că era și foarte cald, că sunt aici astea, de exemplu, erau și câte 30 de secunde am făcut la el. Și asta am vrut să prind cumva și activitatea din uzină, dar și faptul că sunt pe film. Că în total am tras vreo 10 filme, în care două n-au ieșit deloc, pentru că a fost aparatul stricat, abia după aceea mi-am dat seama. Unele au ieșit prea întunecate, unele n-au ieșit clare și cumva selecția asta de 30 de fotografii am încercat să prind și activitatea, cum am zis mai devreme, și că sunt pe film. Experiența ta de a fotografia în hotelărie, practic. Da. Astea sunt, da, din hotelărie dinăuntru și din afară. E puțin mai ciudat că e foarte cald. Asta e, că eram cumva, mă gândeam, mamă, dacă afectează căldura filmul, că fiind plastic sau mi-era să-mi simt prea mult, să, nu știu. A durat și puțin până că eu am visit, eu locuiesc în Alba Iulia și acolo developez. Și de multe ori a durat probabil și 2 săptămâni până să văd dacă a ieșit ceva, dacă n-a ieșit. După aceea am văzut că n-a ieșit, am zis, mai încerc încă o dată, deci cred că am făcut vreo 3 ture vizită până să fiu sigură că am un total de fotografii. Încă mai am 2 filme care n-am apucat să le developez, nu știu dacă o să iasă ceva pe ele, tot timpul e o surpriză constantă, dată ziceam și de film, pentru că e mult mai tangibil, adică ai experiență proprie, materială,
care o simți, nu știu, muncești la ea, ai răbdare, investești timp. Adică am început să le fac din luna mai până în, acum o lună, știu, și asta a extins destul de lung. Andrei. Cum? Așa ca și o mic început la prezentare, era o discuție că un oraș poate să fie schimbat de trei tipuri de oameni. Tinerii care au această forță de a comunicați pe fiecare dumneavoastră, să vă mulțumesc că participați, că sunteți alte noi și că vă desfătați în care participați. O altă categorie a fii străinii, domnul Romus a scris chiar o carte, venirea de curățeni. Iar prima categorie este o categorie care este, nu este rezervată de altfel. Dacă se poate să mă încadrez la cineva, o să am. Pentru aceste 30 momente unice, trebuie să-i spune și reformatul pe care îl folosește Ioan. Și anume, filmul fotograf. Fotograf, nu ai setat din aparatul, te-ai împiedicat. Nu ai setat din temperaturile, te-ai împiedicat. Dar este o formă pe care la lumina, focul, nu ca și la armată, impresionează. Nu e chiar impresionismul care îl știm din pictură, unde doar ni se insinuează ceva. Dar e interesant. Eu nu am să fie Iisus Hristos, cum a fost? Nu merge să fie Iisus Hristos. Iată, să fie Iisus Hristos.